Soprana roca muzicii românești a readus în atenția publicului o selecție personală și sentimentală din repertoriul consacrat al rockului românesc, piese care au făcut istorie, lansate de-a lungul vremii de cele mai cunoscute trupe ale genului. Compact, Holograf, Iris, Direcția 5, Roșu și Negru, Cargo, Semnal M, celelalte cuvinte, Sphinx. Spectacolul s-a înscris în turneul de promovare a albumului Felicia Filip, Fata din Vis, un proiect unic pe piața muzicală din România, lansat în luna noiembrie și denumit după hitul compus de trupa Compact acum 28 de ani. Aflată pentru prima dată în județul Hunedoara, Felicia Filip a declarat că s-a simțit iubită și răsfățată de public, iar Sala Dietei i-a transmis o vibrație specială. A fost o propunere pe care am primit-o, am îmbrățișat-o cu toată dragostea, pentru că aici este multă spiritualitate, multă istorie, mult românism și am simțit într-adevăr aici o încărcătură pe care nu o simți într-o sală obișnuită de concert. De aceea am și dorit, cu toate că a fost destul de rece la început, am dorit să fiu îmbrăcată într-o rochie care să onoreze acest spațiu, publicul, dar și locul acesta plin de frumos, plin de o vibrație specială de românism, de fapt. Peste 120 de hunedorini au fost prezenți duminică seara la concertul susținut de Felicia Filip la Castelul Corvinilor. E un spectacol care merită să fie văzut și merită să fie ascultat. Mi-a plăcut foarte mult. Aceste melodii cântate de Felicia Filip sunt melodii rock cu care eu am crescut, pe urmă am îmbătrânit, și combinația asta între vocea de operă a Feliciei Filip, nu? Regina Traviatei și muzica rock, mi se pare absolut fabulos. Este foarte important pentru noi acest eveniment, mai ales în preajma sărbătorilor de Crăciun, și a fost minunat să putem să participăm la acest spectacol, și cu această ocazie s-a și lansat acest nou CD-ul al doamnei Felicia Filip și este un eveniment minunat. Turneul de promovare a albumului Felicia Filip, Fata din Vis, va continua și în 2014. Potrivit artistei, 4.000 de exemplare ale acestui album au fost oferite elevilor și studenților de la liceele și universitățile de muzică din țară.